vreau să fie asociată cu acest, cu această situație. Nu vreau ca lumea să-l asculte în casă și să-l asculte de plictiseală sau de tristețe, pentru că e chestia asta afară. După ce se termină, totul va fi limpede și calm. Lumea se relaxează, se întoarce la treabă. Albumele mele vor ieși. Asta va fi foarte, foarte, foarte curând. Vă garantez. Yeah, man. Când am zis că scop pe 8 martie, nu știam că o să apară căcatul ăsta de virus, bro. O să termine curând. Trust me. Hai să mai am niște întrebări. Pentru că nu fac asta niciodată. Și ghiciți ce? Nici nu o să mai fac prea curând. Așa că o să profit. God damn it, man. Să răspund niște întrebări. Colaborări. Ce face turneu în țara? Blană. Evident că fac turneu în toată țara. Colaborări am pe album. Vă zic decât unul. Nane, evident, pentru că e fratele meu și știați deja. Evident că o să fie pe albumul meu. Dar mai am niște surprize pentru voi pe care nu le dezvălui nici dacă mă plătiți. I don't give a fuck. E foarte greu să aleg niște întrebări, când majoritatea nu sunt întrebări, sunt complimente. Vă mulțumesc foarte mult, dar am nevoie de întrebări ca să răspund. Hate doing this, man. Hate doing this. Cau și o întrebare mai interesantă. Sunt multe întrebări interesante, dar nu sunt foarte multe. Știu să le selectez. Fuck it. Ok, Kiss FM. Mi-au dat și băieții de la Kiss FM niște întrebări care mi-au plăcut și de asta am ales să răspund. Referitor la piesa Miami Beach, m-au întrebat cum a fost colaborarea pentru Miami Beach. Pe scurt, experiența a fost super fucking fun, pentru că am văzut filmul înainte să apară, altfel nu aș fi făcut piesa. M-a inspirat foarte mult. M-am întors, a doua zi în studio cu Alex 911, Alex Ghinea, un puști extrem de talentat, cu el am făcut foarte multe bengre, el a cam produs 3/4 din ce am făcut până acum, împreună, și piesa Miami Beach a fost făcută într-o seară, gen pe vibe, a fost toată făcută într-o seară. As a fucking vibe. Un film serial de văzut în perioada de izolare. Vă sugerez, și îmi place această întrebare, pentru că îmi place să vă sugerez niște chestii smart. Uitați-vă și la chestii smart, nu la mizerii care sunt catchy și te uiți la 10 episoade și apoi rămâi acolo și te uiți, chiar dacă e cea mai mare mizerie. Uitați-vă la Sherlock, varianta englezească cu Benedict Cumberbatch. Are câțiva anișori, dar e super fucking bun. E de văzut în perioada asta, nu te plictisești. O piesă care ajută să te relaxezi. Vă sugerez să ascultați chiar acum Erykah Badu, On and On. Pot să vă dau și piese mai vechi pentru All Heads, dar asta e pentru toată lumea. Puneți-o acum, închideți ochii și închideți televizorul. Acele colaborări pe care voi vi le imaginați că se vor întâmpla, evident, nu toate vor prinde formă. Așa că e bine să nu sperați nimic. Lăsați gândurile să treacă. Acceptați lucrurile așa cum sunt. Eu nu o să mă opresc niciodată din făcut muzică. O să fac muzică la nesfârșit. O să experimentez într-una. Da. Ce să mai zic? Mai avem întrebări? Scrie Shatra Benz pe perete. Tabloul ăsta l-am primit cadou acum vreo 4-3 ani și am continuat să scriu părți din piese, din texte
bucățile care m-au, care îmi plac mie cel mai mult din tot materialul meu solo, inclusiv materialul, materialele cu Shatra Benz, tot ce s-a întâmplat la SIC. Sunt foarte multe chestii aici, de la Ramses până la Emotiv Munteana. Acolo m-am oprit. Probabil o să încep să mai scriu pe el, apoi am să-l donez, probabil. E shitty rău de tot, dar are super mood și e... What happened? Suntem ok, nu? Citesc niște chestii, niște troluri. Deci, trebuie să înțelegeți, Kid are un nivel de troll pe care... Adică vă trebuie niște facultate de troll ca să înțelegeți acel nivel. E o altă versiune a Jokerului în, în acest om, în acest artist. Așa că trust Kid când vorbești serios. Dar nu o să știți niciodată asta. Puf, frații mei, de peste hotare. Nu vă panicați, tot o să se așeze. Era o vreme când ne obligau să ieșim în case. Eu n-am prins vremurile astea, dar știți despre ce vorbesc. Era o vreme când ne obligau să ieșim în case, să ne luăm armele în mână și să mergem la luptă. Acum ne roagă să stăm un pic în casă, ca să-și facă băieții treaba. Stați în casă cu minți. Mâncare e, băutură e, aveți tot. Citiți, profitați de timpul ăsta și descoperiți pasiunea pentru citit. Eu citesc o carte genială pe care am primit-o cadou de la niște fani. Nu mai menționați orașe din România pentru că le bifez pe aproape toate, probabil, anul ăsta. Așa că stați liniștiți, turneul o să aibă loc. Încercam să vă zic ceva drăguț înainte să închid live-ul ăsta. Cum se cheamă cartea? E foarte marfă. Conține fragmente din scrieri găsite în în sarcofagele. Sarcofage? Pluralul? Oare? Da. Sarcofage, sarcofaguri. Cum zicem? Cum e, mă? Sarcofaguri sau sarcofage? Ce mai contează? În mormintele yes, vreți să mai vedeți o dată? Sunt tot felul de scrieri, poezii, de scântece găsite în, în mormintele faraonilor. Sunt atâtea cărți pe care puteți să le citiți. Îmi doresc mult cartea ta, Hagakure, cartea samurailor. MC Florino, uite-te și la Ghost Dog. Așa, stai în casă. Un film făcut după cartea aia. Două lucruri diferite, dar se inspiră unul pe celălalt, cumva. Love you guys. Nu vă opriți din a crea, nu vă opriți din a iubi. And don't be a bitch. Și am promis că fac asta. Îi pup pe frații mei de la Kiss FM. Salut armata mea de camarazi, fanii mei nebuni. Și am promis unui prieten. Mi-a zis că n-am coaie să fac asta. Uite că am coaie. Bă, fii atent.